Cerul ia foc în seara asta pentru că s-a aprins dragostea în noi cu lumină. Și soarele e un cerc, și cuvântul e un cerc, și strada e un cerc, și blocul e un cerc, și muzica e un cerc. Universul nostru e format din cercuri suprapuse. Păpădii. Păpădii decorează solul cu pietre. Într-o mare nebună de pene și frunze uscate, lipsește doar o furtună să răstoarne imaginea întoarsă din oglinda viselor noastre. Și ce va fi atunci? Îmi poți răspunde? Nu. Astea sunt întrebări retorice suprapuse, căci cerul e gri, pământul albastru, cărțile vii și muzica nu se aude. Mai rămânem noi, plimbându-ne printre frunze, cu sufletul și vântul și tot ce e nemișcat în sferele noastre. Cercuri. Așa sună liniștea dinaintea furtunii pe care o așteptăm. Da, sunt cu capul în nori, dar și cu picioarele pe pământ. Încă aștept să ia foc cerul, frământul în cântesul. Mulțumesc! Salvatore Quasimodo, un mare poet italian al secolului 20, are exact aceeași imagine. Caută, pământul e albastru ca o portocală. Caută!